Bun găsit în noul an, pe care vi-l doresc frumos, îmbelșugat și plin de realizări. Astăzi ne vom întâlni cu un artist plastic bucureștean, un om foarte generos, care are în plină desfășurare un amplu proiect de arhivare a portretelor tuturor artiștilor contemporani români. Îl vom cunoaște astăzi pe domnul Vasile Mureșan Murivale. Păi, casa copilăriei era undeva în Bistrița Năsăud, în satul Arcalia. Casa mea era de la 1860 și ceva. În acest sat este și un parc dendrologic, un castel la unui grob. M-am născut în 1957, am 8 frați, astăzi 30 de nepoți și 2 strănepoți, sau 3, nici nu mai știu câți nepoți, strănepoți am. Însă, eu merg cam rar pe acasă pentru că mi-am făcut un loc aici în București și acolo simt că nu mai am locul meu, pentru că odată când am plecat n-am știut că casa părintească nu mai există, nici nu mi-au spus, și n-am plecat cu un prieten care venea din Franța și l-am ajuns pe strada mea, pe strada Balta, așa se numea, casa nu mai era. În clipa am simțit că, domne, am pierdut ceva, am pierdut trecutul. O senzație foarte, foarte ciudată. Și povestea asta, că nu te mai întorci, nu te mai întâlnești cu rădăcinile tale. Pentru că atunci când vezi un lemn pe care l-ai văzut al târnațului, să zicem cum este acolo în acest tablou, acest tablou pe care l-am făcut chiar pe viu, era mama mea care stătea în prispa casei și se uita spre casa vecinei noastre, unde era un lan, floarea soarelui. Ea nu știa când am picat, dar a venit o vecină de-a mea și când s-a uitat la tablou, după ce l-am terminat, zice: a, aici este Lelea Rafilă, că așa o cheamă pe mama mea. Și am zis: uite, domnule, ce bine a putut să... Personaje personificat, și eu chiar și acum simt, eu de-aia îmi păstrez lucrarea asta, pentru că e de 20 și ceva de ani lucrarea, dar încă îmi păstrează din, cum să spun, din adevărul ăla pe care l-am trăit atunci. Undeva de prin Munții Apuseni, prin anii 80 și ceva, eram un pic, îmi place termenul globetrotter, dar de fapt mi-a plăcea vagabond, suna mai bine, așa, mai sănătos. Și colindam ca poetul național, îmi place să spun și asta, cu... Asta e din Paris, asta e foarte frumos, așa m-a schițat, da? Eram pe la Ipotești, pe la Botoșani, prin Iași, prin Timișoara, prin, nu știu, prin toată țara. Unde am cunoscut oamenii din domeniul literelor, artiști vizuali, îmi plăcea să intru în atelierele artiștilor, să învăț. Dar, în același timp, eu mă făceam și schițe de peisaj. Unde îmi spunea inima că să fac o schiță, în general făceam lucruri astea, să zicem, simple, o stradă, niște case, un peisaj așa, într-o perspectivă largă, și după ele de obicei făceam ori lucrări acasă, ori
alte schițe de peisaj și apoi propriu. Sau de multe ori mergeam chiar în plener. Nu aveam serviciu. Am lucrat la telefoane, m-am lăsat de telefoane, când n-am mai putut la telefoane, și nu aveai voie să ieși din câmpia muncii. Însă la Bistrița, la 21 de ani, am făcut o pictură murală cu un, într-un hol și m-au cam scos afară așa, iurea, că n-am făcut o poveste în asta cum se cerea la vremea respectivă. Și a zis, da, eu sunt mângălituri, n-ai făcut un circ aici, așa, nu știu. Și m-au dat afară și eu deja am prins chiac și drag de pictură și am zis, domnule, adio, telefoane. Eram telefonist. După 90, sigur că mă defineam ca artist, un peisagist în fond, asta se întâmpla prin anii 90, ieșeam în București, pe străzile Bucureștiului și puneam șevaletul și acolo făceam pânze din care, sigur, ca artist am trăit vânzând multe, multe peisaje. În 91, când am avut prima mea ieșire la Paris, am stat o lună de zile și la Paris am făcut vreo 15 pânze mari, mari, de dimensiuni, așa, cu un șevalet acela fiind, care îl puneam în spate și aduceam două pânze și mergeam pe anumite străzi. Îmi plăcea să merg pe Rue Mouffetard, îmi plăcea să merg pe Pont Neuf, îmi plăceau, erau câteva lucruri care de fapt erau aproape locuri istorice pentru artiștii peisajiști și francezi, în general. Palade al nostru, de exemplu, a pictat foarte multe peisaje cu malurile Senei. Sena este un loc în care un tânăr student, de exemplu, își poate câștiga foarte bine pâinea făcând peisaje despre Sena, despre clădirile de pe malurile Senei. După aceea, alt loc foarte pentru peisaj este Veneția, în această Europa noastră. O spun așa cu un fel de mândrie, dar m-am dus într-o vreme în Italia, când italienii încă nu-ți dădeau viză și am avut o șansă să merg și am stat o lună de zi la Veneția, unde la fel, vorba unui coleg critic de artă, Corelian Babeț, spune, domnule, la Veneția cum deschizi fereastra, totul este pictură. Și într-adevăr, unde îți spuneai șevalet, tu puteai să faci lucruri. Și la Veneția am făcut tot așa, vreo 10 pânze care le-am dus din România, la vame și italiani s-au uitat la mine, ce parcă noi n-avem pânze și ce pânze. Erau cam mai rudimentare prin anii 90. Acum se găsesc pânze pentru pictură mult mai bune, să zicem. Dar am venit, cum să spun, ca o furnică harnică acasă, am adus toate pânzele din Italia, că am zis, nu vreau să... Partea cea mai proastă este că nu mi-au cumpărat românii lucrurile, toți străinii mi le-au luat. Și câteodată te doare când acasă nu prea ești prețuit. Nu știu lucruri deștepte, însă odată în galeria HT03, unde am avut expoziția Câți artiști sunt în România, pe care am organizat-o împreună cu Teodor Graur, a venit maestru Traian Brădean și el spune, zice, cine nu este subjugat de arta sa, nu este chemat să o servească. Asta este din Tonița, spunea domnia sa. Și ca artiști, e drept, eu cred că asta este, dacă îți simți menirea, trebuie să continui până la ultima suflară, probabil. În ultimul timp eu am avut mai multe proiecte, dar pe unele le-aș putea numi chiar cimitire de idei, pentru că nu s-au prea împlinit, altele s-au împlinit pe jumătate,
altele abia acum încet, încet pot fi, să zicem, vizibile. Sigur, artistul este obligat să facă tot ce poate ca să fie vizibil, să fie, să-și arate publicului truda minții, a sufletului, a mâinilor sale. Spun proiecte pentru că de mai bine de 8 ani, în paralel am mers cu două, să zic, două lucruri de o anumită dimensiune. Cine nu-și dorește să, în viață să realizeze o lucrare măreață ca și Sixtina, ca și Geneza lui Michelangelo? E un vis pe care cred că orice artist ar vrea să-l atingă. Măcar e bine că putem visa. Și într-un exercițiu cu mine, într-o dorință, într-un fel, pentru că locuiesc la kilometru zero și aici, în această piață, nu se întâmplau de multe ori lucruri foarte demne de kilometru zero, am plecat într-un exercițiu de intervenție în spațiu, plecând de la o decalchiere a plafonului Sixtin la o proporție de 1:4 pe folii de plastic și nu numai, pentru că multe din ele apoi în formă de monotip s-au așezat pe diverse materiale, pânză, plastic, lemn și uneori chiar și obiecte. În parte am făcut în jur de 8 expoziții pe această temă Sixtin Zero. Termenul vine de la Sixtină și Zero de la kilometru zero. Titlul acestei lucrări, acestei preocupări. În total s-au făcut în jur de vreo 600 de lucrări pe diferite dimensiuni, mai ample, de diverse tehnici și nu numai de tip de artă tradițională, chiar și multimedia, de tip video sau chiar și proiecții în care am folosit corpul, un fel de bed painting, să spun. Am făcut o expoziție în 2005 care a avut un ecou atât în presă cât și în audiovizual și chiar am primit și un premiu al Uniunii Artiștilor Plastici pe acest proiect. Însă, chiar de la acea expoziție, mi-am dat seama că nu, acest proiect trebuie să fie mult mai cuprinzător, mult mai amplu și chiar mi-am luat-o și mai în serios, încât astăzi, să zic așa, de câteva luni bune, fac un fel de film video care, am plecat de la ideea de la lume adunate, nu știu, Miron Costin parcă spunea, la lumea date. Încerc să fac un fel de portret al fiecărui artist din fotogramele care eu le-am adunat de-a lungul timpului, în ideea unui portret antropologic al chipului, probabil și să surprind ideea timpului sau cu această globalizare. Atunci când cauți pe cineva sau dacă ți este dor sau că dacă ești în nu știu ce capăt de lume și ai vrea să-l vezi în clipa următoare pe artistul cutare, poți să-l găsești că e unul care a făcut o lucrare în care a comprimat, a adunat acest univers, această familie de artiști. Am deja un alt compartiment în care am făcut exerciții de culoare, plecând de la fotografie, unde aici, de fapt, accentul a căzut pe, cum să spun, prima doamna era culoare, nu mai era, sigur, se intră în caracterul portretului și, și pe urmă, culoare să fie
prima donă, să spun așa, într-un fel. Este purtată unui colecționar, Vasile Petrovici. Ăsta l-am făcut după el și era foarte încântat și l-am prins chiar foarte... N-au! Cineva zice, au ceva caricatural. Nu, zic, domnule, eu merg pe un fel de expresivitate a liniei și a culorii. Această lucrare mi-a stârnit o altă idee care a mers în paralel cu truda pe domeniul picturii, care este de arhivare a portretului colectiv al artistului vizual din România. Și de 8 ani, când mi-am cumpărat o cameră digitală, prin anul 2000, am fost la diverse vernisaje și odată într-un context cu niște studenți de-ai mei, salutându-l pe maestrul Corneliu Vasilescu, le-am spus, dar voi nu salutați? Și spune, dar noi nu-l cunoaștem. Le-am spus, dar la ce facultate ați venit? Că doar nu de tractoare, ați venit la arte plastice. Însă atunci mi-a dat seama că cineva nu s-a ocupat să adune ideea portretului și pe urmă el, în timp, probabil să fie vizualizat sau, cum să spun, în preocuparea asta a mea de a face un fel de portret antropologic al artistului vizual, adunând până la data aceasta în jur de 135.000 de fotografii, e greu să numer până la 1.000, da? Păi 135.000 de fotografii. Sigur, n-am pretenția că sunt artist fotograf, eu sunt un mici documentarist, doar plăcerea pictorului de a capta, de a lua un portret nou în școală, mi se spune la anatomia artistică, din când în când, uitați-vă la portrete ca să înțelegeți, să vedeți caractere, să vedeți expresii, să vedeți... Și, în fond, eu am plecat de la această idee, de a... Apoi, acumulându-se portrete multe, mi-am dat seama că se creează un fel de familie de artiști. Încet, încet mi-am dat seama că, de fapt, truda asta este foarte necesară și pentru o generație care va să vie. Nu știm ce sculptor sau pictor se va naște când va avea nevoie de a face portretul vreunui artist, care probabil în timp va deveni o permanență, și să ai un material documentar după care să pornești. Bunoară, eu, prietenii mele, Lie Doina, sculptoriță, i-am pozat pentru un monument portretul lui Iuliu Maniu, care se află la Alba Iulia. I-am pozat pentru... Ea avea fotografii, dar nu foarte multe, și avea nevoie de o figură umană ca model, ca să poată observa mai bine cum stă urechea, nasul, configurarea chipului și așa mai departe. Pot să spun așa că iubirea mea cea din tâi a fost tema peisajului, ca pictor. Și probabil, să zicem, de la 17 ani eram la Oradea când mergeam pe malurile Crișului și făceam desene, peisaje sau făceam pictură ulei. Această temă probabil este cea mai abordabilă. De ce? Pentru că tu, ca artist, în peisaj te tângui cel mai bine, în fața peisajului. Și
De-a lungul timpului am adunat foarte multe schițe de peisaj pe care le păstrez în caiete, nu știu ce, pentru că de la Leonardo citire, ca pictor e bine să-ți faci schițe de peisaj vara ca iarna să poți să ai ce lucra. Așa. Și sigur, anul acesta am reluat din nou tema peisajului, probabil cu altă perspectivă, în care probabil că accentul cromatic să fie altfel, să... Și atunci mi-am luat, după vechile schițe, am reluat din nou ca și idee de schiță sau pe unele, după schițe, am dus la, aproape la lucrări, să zicem, infinite. Întotdeauna, atunci când mergeam în peisaj, îmi plăcea să simt locul, pentru că după aceea senzația este aceea că locul începe să te iubească. Balcicul este magnific în felul lui, este foarte bun pretext pentru peisaj și de acolo am făcut schițe. Acum, cum să spun, am făcut foarte multe pânze, care nu le mai am, pânzele artistul le vinde, doar eu păstrez schițele pentru că schița, v-am mai spus, este prima ta emoție ca artist față de un motiv. Și ăla, de fapt, mai departe generează alte lucruri. Atunci când pleci de la o schiță, iei, de fapt, emoția ta care ai avut-o și de la emoția ta pleci mai departe și configurești. Pe urmă, sigur, cu știința picturii care ai față de motivul respectiv, duci până lucrarea, să zicem, sau peisajul se finalizează. Am făcut la Ateneu Român, mă simt bine, că doar eram june, bine atunci, am făcut o expoziție în rotonda Ateneului Român. Dom'le, Murivale a făcut expoziție la... Acum nici nu mă lasă mai intru, că se uită la mine cât de îmbrăcată, dacă mai am dinți în gură. Astea-s vremurile, nu se uită că... În fine, am fost într-o zi cu niște nepoți ai mei și nu m-au lăsat, nu știu. Și am spus, dom'le, dar eu am făcut cândva aici o expoziție. Mi s-a părut așa foarte... Uite, dom'le, ce repede uită oameni. Da, mă rog, oamenii se schimbă. Și săracii nepoți care au venit prima dată în București și am zis, hai să vă arăt unde am făcut. Nu, le-am arătat Calea Victoriei, nu știu ce, pentru ei, băieți, copii de la țară, bineînțeles că Bucureștiul se apere ceva. Și mai ales Calea Victoriei. Și am ajuns la Ateneu, ei întâi au văzut Casa Poporului și zic, vai, unchiule, dar ce mare Casa Poporului. Și când, după, ca să vezi, domnule, există o anumită finețe în sufletul ăsta al românului din România profundă, e un termen care îmi place. După ce a văzut Ateneul Român, nepotul meu, Călin, a fost foarte impresionat și a zice, a, un cerșule, asta e mai frumoasă decât Casa Poporului. Păi zi, măi, copile, asta are 100 și ceva de ani, 120, aici... Mă simt de multe ori, așa, oarecum vadator, că va să vie o generație când vor avea nevoie de a vedea cum a fost în nu știu ce vremea noastră. Important, cred că este
această insistență, această continuitate, această perseverență pe un subiect, care el crește, crește, crește și tot timpul eu am senzația că el cândva va fi pus în toată splendoarea lui, că eu îi simt înăuntru lui că există o anumită splendoare și n-aș spune că în gluma aceea care am făcut-o cu colegul nostru Corneliu Antim când am avut expoziția și zic, și când termin, domnule, lucrarea asta? Păi spuneam ca Michelangelo, se va termina când se va termina. Și de fapt eu atunci într-o așa umoristic spun, păi asta e Sixtina mea, la Mia Sixtina, chiar am și scris pe plafonul acela Sixtina lui Murivale. Și l-a preluat și eu o consider ca o Sixtină. Iată, deci un vis care e suficient să-i dai curs și dacă ai constanță asupra lui, cine știe, poate se va evi odată.